Surse spun că cele 242 de cutremure au la bază inundații. Un raport în acest sens va fi făcut public însă doar săptămâna viitoare. Pericolul stă însă la colț, spun americanii. Specialiștii în seismologie care administrează worldearthquakes.com susțin că următorul cutremur major în România va avea loc în cel mult 2 ani, iar perioada critică în acest sens ar fi chiar 2013, când ne putem aștepta la un cutremur mai mare de 7 grade pe Richter. Asta pentru că, din datele matematice folosite de către specialiștii americani pentru predicțiile cutremurelor, reiese că anul 2013 este o dată de mare intensitate seismică pentru țara noastră. Algoritmii folosiți de către experți sunt de încredere, sistemul fiind multiplu premiat de când a fost implementat și până în prezent. Chiar și așa, însă, oamenii de știință avertizează că nu pot preciza cu exactitate data și ora la care se produce un cutremur. Specialiștii români precizează și ei că o predicție exactă nu poate fi făcută, iar experții în siguranța structurii construcțiilor atenționează că trebuie începută consolidarea clădirilor cât mai curând. Ideea de fond este că protecția seismică nu e legată de predicție, iar predicția seismică nu se poate face pentru sursa Vrancea în niciun fel, pentru cutremurile mari. Deci stop predicției și începeți consolidările în... Și pentru asta e nevoie mai mult decât orice de o legislare a acestor lucruri, de o responsabilizare a acestor lucruri, de o nouă legislație de la A la Z. Legislația în exercițiu, în momentul de față, s-a dovedit ineficientă. În ultimele săptămâni, sute de cutremure au avut loc în localitatea Gălățeană Izvoarele, iar săptămâna trecută Vrancea a fost guduită de un cutremur de 5,5 grade pe Richter, resimțit și de jumătate de țară, dar și de locuitorii din Bulgaria și Republica Moldova.